Vremea zboară și nu numai vremea. Zboară lucrurile, zboară ocaziile care sunt în prejurul nostru. Zboară înțelepciunea și știința lui Dumnezeu pe tot pământul acesta, descoperindu-se fiecare ființe omenești într-un fel sau altul, așa cum foarte frumos spune cartea. Am văzut un înger prin mijlocul cerului care zbura cu o evanghelie veșnică. Evanghelia trebuie să fie legată de ceva care e veșnic. Ea nu poate să fie de la o dată încolo. Până atunci n-a fost și de atunci a apărut Evanghelia. N-are cum. Ea este veșnică. Evanghelia trebuie să fi fost întotdeauna, trebuie să fie întotdeauna și trebuie să rămână pentru totdeauna. Ea este o Evanghelie veșnică. Nu te grăbi să zbori prin mijlocul cerului cu niciun program de televiziune dacă nu ai această Evanghelie veșnică. Atunci îndrăznește, dar până atunci nu. Nu te odihni până nu te vei lupta și vei cere de la Dumnezeu, ajută-mă să știu și să înțeleg ce este această Evanghelie veșnică. Dacă cineva va întreba în clipa aceasta, ne-ar întreba pe noi cei prezenți, pe noi care am auzit probabil de la 2000 de predici în sus cu expresia aceasta, am văzut un înger cu o Evanghelie veșnică. Și ne-am considerat implicați în această lucrare. Dacă cineva te întreabă acum după 2000 de predici și după atâta timp care, de când mergem pe această cale, sau poate că auzi pentru prima dată în seara, cum ai putea să definești Evanghelia veșnică? Ce este această Evanghelie veșnică? Cum ai putea să enunți, dacă vorbim de Evanghelia veșnică, dacă vorbim de un întreg sistem construit pe cuvântul acesta, Evanghelia veșnică? Ce este Evanghelia veșnică? Cine poate să dea un răspuns scurt și plin de viață? Cine poate să ne scape pe toți din acea? Ce ne bucuram la școală când răspundea unul la o întrebare pe care nu știam niciunul și cum răspundea unul? Spune-mi, te rog. Cum? Descrierea lui Dumnezeu. Nu-i cer să explice, că dacă explică după aia îl prindeți. El a răspuns bine. Spuneți. Planul de mântuire este Evanghelia veșnică. Dumnezeu ieri, azi și în veci. E neschimbat. Este veșnic. A fost dintotdeauna, este și va fi întotdeauna. Trebuie că, dar nu poți să pui semnul egal între Dumnezeu și veste. Evanghelie însemnează veste. În primul rând, dacă e vorba că este veste veșnică sau veste bună veșnică, pentru că poate fi o veste altfel, dar vestea bună veșnică, dacă este vorba că e acest lucru, însemnează că este legat de cel veșnic. Nimic nu este veșnic în afară de Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create la un moment dat. Dar Dumnezeu este dintotdeauna și va fi întotdeauna. Dacă e vorba că vestea bună este despre Dumnezeu, aș vrea să știu despre ce e vorba, în ce constă această veste bună. Care ar fi o veste bună pentru tine care azi îl cunoști pe Dumnezeu? Care ar fi o veste bună? Care ar fi vestea bună care ar liniști sufletul, ar da curaj, ar da încredere, ar liniști toate temerile, ar răspunde la toate întrebările, ar rezolva toate problemele? Care ar fi vestea bună? Am găsit comoara ascunsă. În țarina Evangheliei. Dar acum, care e vestea bună despre această comoară? Pentru că dacă ai găsit o comoară în care se găseau de toate, viața vine la pachet, ar fi fost primejdios. Care e vestea bună? Da, ai dreptate de lucru, dar cuvântul veșnic nu aduce deloc pace în suflet. Ferească Domnul să te doară măseaua veșnică, ar fi ceva, nu știu dacă v-a durut, pe 99%. Dintre noi. Nu-i vorba, spune. Iisus vine curând, dar când a ajuns trenul la Chicago, erau doi soldați acolo și când au spus gara Chicago, unul a leșinat, a căzut jos, că era trădător, era legat, urma să fie judecat și executat în Chicago, altul a sărit în tavan, că acolo l-a așteptat fata asta. Tot Chicago a zis. Atât a spus, gara Chicago. Deci venirea lui Iisus nu reprezintă același lucru pentru toată lumea, vreau să zic. Depinde de unde privim acest lucru. Iubiții mei, vă spun ceva, nu ceva care nu știți. Ioan zice, eu vă spun ceva care a fost de la început.
Vestea bună este că Dumnezeu este dragoste. Vestea asta nu a putut să fie adusă despre zei. Zeii erau de o cruzime inimaginabilă, s-a ajuns până acolo că s-au adus jertfe umane ca să îmblânzească acești zei. Nici o veste bună despre zei. N-a fost o veste bună ce li s-a spus primilor noștri părinți în Eden. Cu toate că a fost despre Dumnezeu, dar n-a fost veste bună. Li s-a spus, fiți atenți, Dumnezeu nu vă urmărește binele. Ce v-a spus? Ne-a spus asta, nu e adevărat. Nu o să muriți. Minte, vă minte. Știți de ce spune așa? Are un plan diferit. A fost despre Dumnezeu, dar n-a fost veste bună. Vestea bună a venit în Iisus. Vestea bună a adus-o El. Când a venit El aici, acest lucru a pulsat întreaga lui viață pe pământul acesta, m-a asigurat pe mine și pe tine și mi-a dat curaj să trăiesc și să vin la Dumnezeu, pentru că El m-a asigurat, nu te teme de nimic, ești iubit de Dumnezeu. Asta e tot. Nu ești așteptat, eu n-am venit aici să judec lumea, Tatăl nu m-a trimis ca să judec lumea aceasta, ci ca lumea să fie mântuită. Domnul nu te-a chemat aici să te judece, ci te-a chemat să-ți arate cum poți să fii scăpat. Te-a chemat să-ți aducă cea mai bună veste bună, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este bun. În acest cuvânt se cuprinde totul. Dumnezeu este bun. Ia să-mi spună cineva mie, ce este această bunătate a lui Dumnezeu acum? Ca așa să zicem, unul bea din brandy, din țuică sau din ceva, sau dintr-un drog nenorocit și ce zice despre el? E bun. Dar vreau să vă întreb pe voi. Bun, nu e relativ așa, ce-ți place e bun, sau acestea sunt anomalii ale generației noastre, dar au fost dintotdeauna. Dar vreau să vă întreb, cum și ce însemnează cuvintele Dumnezeu este bun? Cum știi că e adevărat? M-au întrebat recent, cui dedici această teză? Zic, o dedic fiicei mele, pentru că fiica mea acum are 20 ani, dar când era mică, Cristina, ea avea două întrebări celebre când asculta ceva care îi spuneam eu din Biblie sau de orice i-aș fi spus, avea două întrebări care te întâmpina cu ele permanent, de la foarte frage de vârstă. După ce spuneam ceva, prima întrebare era, cum știi că e adevărat? Ce spui? Și trebuia să demonstrez că știu că e adevărat ce spun și după ce răspundeam la această întrebare, urma a doua, ai pățit așa ceva? Dacă spuneam că n-am pățit, pierdeam jumate din demonstrație. Dacă spuneam că am pățit și am trăit așa ceva, câștigam foarte mult. Aș vrea să întreb, ce este pentru tine? De unde știi? Cum de-ai crezut că Dumnezeu este bun? Dacă spui așa la modul general, toată lumea crede în Dumnezeu, toată lumea crede că Dumnezeu este bun, niciun fel de credință nu este aceasta. Dumnezeu nu cere credința aceasta care nu e întemeiată pe nimic, care plutește așa sau merge împreună cu lumea care merge la vale sau... Ci El ne cere nouă o credință pentru care ne dă cea mai solidă dovadă imaginabilă. Cea mai solidă dovadă. Ce este bunătatea lui Dumnezeu pentru tine? Cine ar putea să definească bunătatea lui Dumnezeu? Cineva să ne scape, să se ridice pentru noi și să ne spună, uite ce însemnează bunătatea lui Dumnezeu. A, gustați! Păi am zis, unul gustă din una, unul din alta, depinde acum. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar sigur că nu ar fi de ajuns doar să citesc despre acest lucru. Dacă nu și trăiesc aceasta, mă întreabă fiică, mi-ai pățit treaba asta? Nu, dar așa am citit, nu ajungem. Cine încearcă să ajute? Te rog. Jertfirea de sine pentru creația lui. Este foarte filozofic ce spui și vreau să spun că este adevărat, dar aș vrea să aduci o dovadă din Scriptură. Să aduci un cuvânt, aceasta este legat de tine, de felul cum ai conceput tu, ai conceput foarte bine. Dar nu poți să spui altuia, uite, pe bază la ce înțeleg eu, tu poți să crezi așa. Tu trebuie să-i aduci o dovadă lui care să-i aducă pace în suflet. Ia, vă rog să ascultați ce scrie Sfânta Scriptură aici în Tit, capitolul 3. Și acum, după ce citim versetul acesta, nu mai e nimeni aici care nu știe, și nu numai pentru acum, pentru totdeauna, cât vom fi noi și nepoții sau copiii, iată ce scrie Tit, capitolul 3, versetul 4.
Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, și acum ne spune ce este, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Nu este o vorbă, este o persoană. Dumnezeu nu a trimis aici o filozofie, un concept. Domnul a trimis pe Fiul Lui ca să poată să câștige sufletul nostru și să ne convingă că Dumnezeu este bun. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în dragostea pe care a manifestat-o pentru lume. Acesta e argumentul. Acesta e argumentul că Dumnezeu este bun. Acesta e argumentul care nu-ți dă voie să fugi sau să te scuzi. Și dacă acesta nu e de ajuns, ce mai poate? Ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, prin proroci, prin, ați văzut în Epistola către Evrei, dar la sfârșitul tuturor lucrurilor. Adică nu vrea să spună în timp la sfârșit, ci vrea să spună ultimativ, cel mai înalt, suprema de revelație, suprema descoperire a lui Dumnezeu, ne-a vorbit prin Fiul. Când ne-a vorbit prin Fiul, n-am putut să mai zicem că prorocul ăsta a fost evreu, prorocul alt a fost de nu știu unde. Ne-a vorbit prin Fiul. Voi trimite pe Fiul meu. Acesta este argumentul suprem pentru care tu trebuie să ai o încredere neclintită în această seară că Dumnezeu e bun cu tine, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți vrea binele. Acesta e argumentul. Dumnezeu vrea să te convingă de aceasta. Aș vrea să nu te plictisești cumva sau să consideri problema aceasta diluată. Nu te grăbi. Dacă aceasta nu ți-e luminată și nu ți-e clară, că Dumnezeu e bun cu tine, Dumnezeu te iubește, planul lui Dumnezeu cu tine, spune în Biblie acolo, am gânduri de pace și nu de nenorocire cu tine, dacă acest lucru nu ți este limpede, toate celelalte vor fi afectate. Aceasta e temelia. Iisus nu a venit pe pământ să facă o altă lucrare. S-au scris cărți până la ceruri. Multe dintre ele reprezintă numai un efort omenesc. Iisus nu a venit pentru altceva pe pământ decât să ne convingă de un singur lucru, că ceea ce Satana ne-a spus nouă despre Tatăl nu e adevărat. Satana ne-a spus că Tatăl nu ne iubește, Satana ne-a spus că Tatăl are un alt plan, că zice una, dar are un alt plan cu noi. Știți de ce v-a spus să nu mâncați de aici? Pentru că El știe că în ziua în care o să mâncați o să fiți ca El. Dar eu vă spun mâncați și veți fi ca Dumnezeu. Aceasta a fost. Acest lucru a intrat în genetica noastră, în gena noastră. Fiecare ființă umană se naște pe pământ cu această rezervă și îndoială față de Dumnezeu. Și orice altceva sunt simple vorbe. Iisus a venit pentru acest lucru. Eu am venit pe pământ ca să răstorn lucrările diavolului. Lucrările diavolului izvorăsc toate din același loc. Noi nu suntem vinovați de păcate, ci de păcat, un singur păcat. Dintr-un singur păcat izvorăsc toate păcatele celelalte. Păcatul nostru constă în faptul că noi nu credem în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți să spuneți, bă, da, eu cred și te uiți la ceas. Nu. Dacă ai crede în acest lucru, crezând în așa ceva, El te transformă pe tine în ceea ce crezi. Credința este o putere care transformă ființa. Când Iisus, Mântuitorul nostru, a sfârșit lucrarea pe pământ, a dat raportul cerului și pământului. Ioan, capitolul 17. Tată, te-am proslăvit pe pământ. Ce scrie mai departe? Am sfârșit lucrarea. Iartă-mă, nota 10. Am sfârșit lucrarea. Care a fost lucrarea? Cine ne spune? Ca să proslăvească pe Tatăl pe pământ. Ce înseamnă să proslăvească? Să stea pentru, asta este, să stea pentru adevărul despre Dumnezeu pe pământ. Eu sunt martor, spune Iisus, că Tatăl este așa cum mă vedeți pe mine. Poți să ne arăți pe Tatăl? A întrebat cineva. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Ai văzut viața mea? Doamne, păi eu am știut altceva despre Dumnezeu. Eu știu că e mare bucurie în cer când pierd un păcătos. De la tine am aflat că e mare bucurie în cerul când se întoarce un păcătos la Dumnezeu. Eu am aflat că oaia pierdută e blestemată să fie lăsată acolo unde este. De la tine am aflat că
Păstorul pleacă după ea prin hățișuri și o pune cu bucurie pe umăr și o aduce înapoi. Tot ce am știut eu până acum de la biserică, și aceste lucruri nu le-au învățat în piața de păgâni, astea au fost învățate la biserică, acestea au fost predicate și cântate și teologizate și scrise tomuri întregi de cărți. Tot ce am învățat eu la biserică a fost complet răsturnat în Hristos Iisus. Ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun. Iubiții mei, acesta este argumentul lui Dumnezeu ca să câștige sufletul nostru în această seară. Vă rog, nu tratați această ocazie ca fiind una dintre întâlnirile noastre. Dați lui Dumnezeu prilejul să vă mântuiască sufletul. Mă rog lui Dumnezeu ca să nu plece cineva de aici, să nu avem spectatori între noi. Ci așa cum foarte frumos a subliniat fratele Strate, pastorul la început. Nu am fost chemați noi aici la vreo persoană. Iisus n-a chemat pe nimeni. Hai la biserică, hai la templu, hai la... Niciodată! El a spus, vino la mine. Și când am venit la el, n-am văzut altceva decât bunătatea lui Dumnezeu. Asta este tot. Acum aș vrea să mergem în Ioan la capitolul 1 și să vedem aceste lucruri aplicate, pentru că s-ar putea să se desfășoare cea mai frumoasă auroră pe ceruri, în timpul acesta eu fiind în altă parte sau dormind, pentru mine nu are nicio importanță. Dumnezeu poate fi bun, dar dacă eu nu cred acest lucru, dacă eu nu iau pentru sufletul meu, nu mi-ajută la nimic. În versetul 14, cuvântul Domnului spune, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi care suntem aici, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Când spui cuvântul acesta, slavă, ce-ți vine în minte? La ce te gândești? Cine vrea să definească? Ce însemnează slavă, cuvântul acesta, slavă? Spuneți ce-ți vine în minte ție când auzi tu slavă? Măreție, putere, o explozie de lumină, o manifestare din aceasta extraordinară. Nu? Acest lucru ne vine nou în minte. Iată ce scrie Scriptura în Exod 33. Urmăriți. Și de acum, ori de câte ori vom spune slavă, aș vrea să păstrăm în minte ce citim aici. În Exod 33, Moise îi spune Domnului, arată-mi slava. Acum, indiferent ce definiție dăm noi pe pământ, toate le lăsăm la pământ când e vorba să citim definiția care a dat-o Dumnezeu unui lucru. Aceea rămâne pentru totdeauna. Aceea rămâne. Moise a spus, arată-mi slava ta. Fusese copleșit de așa bunătate pe care a văzut-o în Dumnezeu în fața unui păcat așa de oribil, cum a fost vițelul de aur. Și când a văzut bunătatea aceasta lui Dumnezeu copleșit, spune el, arată-mi, te rog, vreau să văd slava ta, Doamne. Și uitați răspunsul pe care îl dă Dumnezeu în versetul 19. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și de cine vrea Dumnezeu să se îndure. Auziți ce spune Biblia? El vrea ca toți să fie mântuiți. El vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea întreagă. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Eu mă îndur de cine vreau. Aceasta e vrerea lui Dumnezeu. Care nu seamănă cu vrerea noastră, asta vreau, asta nu vreau. Ci iată ce vrea Dumnezeu. Totul este cuprins în această vrere a lui Dumnezeu. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crepătura stâncii și te vei acoperi cu mâna mea până voi trece. Stânca este Hristos. Nimeni nu poate să vadă vreodată slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu care i s-a arătat în Domnul Hristos. Aceasta e slava lui, decât ascuns în stânca aceasta. Noi suntem aceia care am văzut această slavă. Ce se întâmplă cu omul care a văzut bunătatea lui Dumnezeu despre care vorbim?
A văzut frumusețea iubirii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu omul acela? Cum? Da, este, nu este un simplu spectacol, un film, vai ce am putut să văd. Nu, nu este ceva de felul acesta. Este o putere. Harul lui Dumnezeu, adică frumusețea aceasta, bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, vă rog să consemnați, acesta este, spune Petru, acesta e adevăratul har, pentru că poate să fie unul care seamănă, dar nu este. Multe lucruri strălucesc, dar nu neapărat sunt aur. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, îl cunoaștem după aceasta. El când a fost descoperit ne-a învățat pe noi și ne-a dat putere și ne-a rupt de păgânătate. Ce însemnează păgânătate? Nu însemnează ceea ce gândim noi în negura aceasta a păgânismului care jertfeau copiii lor. Și esența păgânismului, și noi toți venim la Dumnezeu din păgânism. Lasă, domnule, noi suntem creștini de 2000 de ani, sau putere, stai cu minte că Dumnezeu nu aduce creștini la... Nu se naște nimeni creștin. Pisica naște pisoi, dar creștinul nu naște creștini. Niciodată nu se poate întâmpla așa. Omul naște om și asta este tot. Omul devine sau nu creștin, nu se naște nimeni creștin. Când unul vă spune că s-a născut în credință, trimiteți-l puțin la școală, că nu durează mult până înțelege despre ce e vorba. Un om nu poate fi născut din nou datorită familiei în care s-a născut sau bisericii sau tradiției. Un om este născut prin Duhul Sfânt și asta este tot. Iubiții mei, aceasta este făgăduința pe care o dă Dumnezeu puterii harului acestuia. El ne învață să o rupem cu păgânătatea. Acesta este harul. Păgânătatea nu e altceva decât încercarea unui om de a se mântui prin sine însuși. Prin ce face sau nu face el. Omul ăsta nu are mântuitor. El e mântuitor pentru el însuși. Ăsta e păgânismul din care ne-a smuls Dumnezeu. Ca să nu ne mai întemeiem credința pe ce am făcut noi pentru Dumnezeu, ci pe ce face El pentru noi. Semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei din cartea Apocalipsei. Nu vă opriți la simbolurile acestea sau la înțelegerea copilărească pe care am avut-o în dreptul acestui lucru. Continuați să cereți lumină de la Dumnezeu. Doamne, nici nu știu dacă port semnul tău, sigiliul tău sau dacă port semnul fiarei. Semnul fiarei nu este ceva, ci este atitudinea aceasta a omului de a se mântui prin puterile lui proprii. Este atitudinea unui om și pretenția lui că mântuiește pe un alt om. Semnul fiarei însemnează mijloace puse la dispoziția omului prin care îi se spune ești mântuit prin aceste lucruri. Indiferent ce sunt aceste mijloace, nu contează. Când ceea ce face un om, când lucrurile care îi se oferă unui om sunt etichetate că sunt mijloace de mântuire, acesta este păgânism. Nu te uita la vecinul, lasă-l pe el, uite-te la tine în ograda ta, vezi dacă tu ai ceva în viață care, prin care ai crezut că ești mântuit. Și de asta faci ce faci ca să fii mântuit. De asta nu faci ce nu faci ca să nu fii mântuit. Dar acest lucru nu ține de vreo biserică sau de... Nu, ține de ființa noastră umană. Noi ne naștem cu acest simțământ în noi. Noi încercăm să ne scăpăm singuri. Aceasta este lupta noastră. Noi am privit slava Lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și ce s-a întâmplat? Scrie în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 18, în timp ce am privit acolo, am fost schimbați. În același chip al Lui. Noi am privit slava Lui. Dacă te-ar întreba cineva, ai privit slava Lui? Nu știu ce poți să răspunzi. Dar pentru tine însuți, pentru sufletul tău, vei ști că ai privit slava Lui Dumnezeu și ai văzut-o dacă ființa ta a fost transformată în asemănarea celuia despre care vorbești și în care spui că ai credință. Atunci ai văzut slava Lui Dumnezeu. Imediat ia loc în ființa noastră. Să mergem de grabă în Romani, în capitolul 8. Și aici să citim împreună, până începând de la versetul 28. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume care sunt chemați după planul Său, toate lucrurile însemnează orice fel de lucruri. Toate lucrurile.
Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Noi nu suntem cunoscuți cu ocazia primei bătăi a inimii noastre. Nu. Noi nu suntem cunoscuți după ce ne-am născut. Noi nu suntem cunoscuți de Dumnezeu după ce am crescut și ne-am desfășurat viața. Nu. Noi suntem cunoscuți de Dumnezeu mai dinainte. Lui Ieremia i-a spus, înainte să se nască prima celulă din tine, eu știam cine ești și eu te pusesem deoparte ca să fii proroc al neamurilor. Înainte să se întâmple așa ceva. Iată ce scrie Scriptura mai departe, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Ce a hotărât Dumnezeu mai dinainte cu privire la noi? Iată ce scrie în versetul 29. I-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Aceasta e hotărârea lui Dumnezeu. Aceasta e puterea lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă când noi privim slava lui Dumnezeu. Omul despre care am vorbit noi că a găsit comoara în țarină a trecut printr-o experiență foarte interesantă. Și a dat seama că, de fapt, nu el este cel care a găsit comoara, ci comoara l-a găsit pe el. Le scrie Pavel Galatenilor, în capitolul 4, versetul 9, zice, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, spune el, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, comoara aceasta pe care o purtăm în niște vase de lut, Domnul și Mântuitorul nostru, este Cel care ne-a găsit pe noi. Căutați pe Domnul, dar între timp sunteți căutați de Domnul. Căutați și găsiți pe Domnul, câtă vreme se poate găsi. Între timp, păstorul este cel plecat și el găsește. Stai și te uiți și nu înțelegi, aproape că se învăluiesc aceste două lucruri, întotdeauna când cauți pe Dumnezeu, îți dai seama că, de fapt, procesul acesta însemna că ești căutat de Dumnezeu. Nu tu, nu voi m-ați ales pe mine. În timp ce alegi pe Dumnezeu, de fapt, tu ești ales de Dumnezeu. Zâmbeam cu niște prieteni de incidentul care s-a petrecut înainte de căsătoria mea, când eram în autobuz și soția mea era pe banca din fața mea, de aia nu m-a văzut. Și eu mă uitam și asistam la discuția dintre ea și niște doamne profesoare care erau acolo. Și profesoarele o acuzau și îi plângeau de milă că și-a distrus viitorul venind la credința în Hristos și nu o să aibă niciun viitor. Și știți ce se întâmpla simultan cu treaba asta? Simultan cu treaba aceasta, Dumnezeu îi semna viitorul ei legat de mine. Deci persoanele acestea plângeau, îi plângeau de milă ei, persoanele astea îi spuneau, n-ai niciun viitor. În cerul se întâmpla altceva. Eu mă uitam și în caietul Domnului, scris fiind lucrul acesta, se împlinea sub ochii noștri, în timp ce amândouă lucrurile se întâmplau în același timp. Și în același timp Dumnezeu lua doi oameni și le dădea un viitor, cel pe care l-ați văzut și voi și de care n-am știut noi. Când au auzit vecinii și sătenii că pescarii nu mai merg la pescuit, ei erau cei mai tari pe piață, când au auzit treaba aceasta, au zis și au distrus viitorul pescarește. Ai terminat cu ei, s-au luat, gata. Până s-a terminat tot. Și în timpul ăsta, în timp ce lumea le spunea că n-au niciun viitor, în timpul acesta se scria viitorul lor. Numele vostru va fi scris pe temelile noului Ierusalim, vă voi face pescari de oameni. Într-adevăr, în ce privește standardele acestei lumi, lângă Hristos nu ai viitor. N-ai viitorul să fii nici decăzut, nici mincinos, nici lângă Iisus așa ceva nu se întâmplă. După standardele lumii de astăzi, lângă Iisus nu este un viitor. De acest fel. Dar nu este nimeni pe pământul acesta care nu poate să vadă că viitorul pe care i-l-ar fi dat viața aceasta fără Hristos, care poate fi real în termenii acestei lumi, viitorul acesta nu merită să fie pus alături de slava viitoare, adică de viitorul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru un om. Noi am privit slava Lui și aici în Romani spune Pavel că pe noi, care suntem cu toții, datorită faptului că am privit slava Lui Dumnezeu, El ne-a hotărât să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și versetul 30, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.
Adică în timp ce privim slava lui Dumnezeu, slava aceasta ia loc în propria noastră viață. Eu nu spun despre mine acest lucru. Dar poate să fie cineva undeva care spune că s-a întâmplat ceva. Eu nu pot să spun că nu știu ce am devenit sau ce sunt, dar pot să spun cu absolută siguranță că nu mai sunt ce am fost. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva fundamental. Nimeni nu poate să vină vreodată în apropierea Mântuitorului ca să rămână același om. Ceva se va întâmpla în sufletul nostru. Noi am privit slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl. Ați văzut ce s-a întâmplat când Mântuitorul a chemat pe Petru să coboare din corabie ca să meargă pe apă? Știți foarte bine istoria. El a devenit altceva. Oamenii nu merg pe apă. Oamenii merg ca toporul sub apă, dacă ar fi vorba să încerce unul să meargă pe apă. Dar în clipa când a privit pe Iisus și a zis, este Domnul, i-a spus, vino, și a plecat pe apă și a început să meargă. A devenit altceva. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Nu printr-un proces fizic, chimic, antrenamente sau... Nu, nici într-o perioadă de evoluție, nu știu cât timp, ci pur și simplu Iisus a zis și s-a făcut. A spus, din clipa asta te fac un om care merge pe apă. Și a devenit om care merge pe apă, în clipa aceea. Noi nu avem această însușire. Cuvântul lui Dumnezeu are putere în sine. Și acum Petru, coborât din apă, ce are de făcut omul acesta? Care-i partea mea, cu alte cuvinte? Petru nu are de luptat cu valurile care erau amenințătoare. El nu are de luptat cu furtuna. El nu are de luptat cu privirile oamenilor care au rămas în corabie, care îl batjocoresc sau cine știe. El nu are de luptat cu aceste lucruri. El nu are de luptat să stea deasupra apei ca să nu se nece. El are de luptat cu un singur lucru. Care este lucrul acela? Cum? Nu, el cu el nu poate să lupte. Atâta este. El are de luptat numai cu credința lui în Hristos. Numai cu credința lui în cuvintele lui Iisus. El n-are de luptat cu apa, el n-are de luptat cu oamenii, n-are de luptat cu noaptea, n-are de luptat cu moartea. Nu! Nu are de luptat cu sine însuși. Lupta asta nu e dată în mâna noastră. Nu te lupta cu tine ca să mori luptându-te și înfrânt, bineînțeles. În tine puterea păcatului este mult mai mare decât puterea ta de a înfrânge păcatul din tine. Nu există în tine o putere care să înfrângă păcatul din tine însuși. Mă lupt cu mine. Nu te-a chemat la aceasta Dumnezeu. Pentru că ești înfrânt din start. E un lucru sortit eșecului. Dumnezeu te-a chemat la altceva. Uită-te ținte la El. Și în timp ce te uiți la El, în timp ce privești slava Lui, se întâmplă ceva în ființa ta. La aceasta suntem noi chemați. Revin cu această frumoasă broșură pe care vă o recomand foarte călduros. Se numește Victory in Christ, Biruința în Hristos. E scrisă de profesorul Prescott. O broșurică mică. Două lucruri capitale în această micuță broșurică. Două lucruri capitale, capitale. Numărul 1. Te lupți, te lupți? Dar întrebarea este, pentru că ați văzut cum scrie acolo, luptă-te, mă lupt, biruitorii și toate lucrurile acestea sunt scrise în Biblie. Te lupți, te lupți, scrie domnul profesor. Dar întrebarea este, te lupți lupta cea bună sau te lupți? Nu e totul să te lupți. Nu e totul să te lupți. Totul este să te lupți lupta cea bună. Care este lupta ta? Care e lupta? Cu ce te lupți? Mă lupt cu Satan, am zice o soră. Stai cu minte, fugi de acolo, zic. Dar nu mai faci treaba asta, zic. Cine te-a delegat? Păi tu nu ești chemată să faci lucruri. Tu te lupți cu Satan, zic că nu te-a luat în serios, că s-ar fi sfârșit tragic. Nu, tu nu ești chemată la acest lucru. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Nu că m-am luptat. M-am luptat lupta cea bună. Ce folos dacă m-am luptat toată viața și îmi dau seama că m-am luptat lupta cea rea? Ați luat-o vreodată în sens invers, cu mașina pe aia și ați mers ca lumea. Ați ajuns de unde ați plecat, așa am pățit noi. Am ajuns înapoi în Cehoslovacia cu soția, credeam că ne apropiem de casă. Cu cât mergeam mai tare, cu atât ne depărtam și mai mult. Adică nu e totul să mergi, totul e să știi și unde mergi.
Nu e totul să te lupți. Trebuie să știi și ce fel de luptă te lupți. Și scrie domnul profesor al doilea punct esențial. Vă rog să... n-aș vrea să plec de aici înainte ca să știm care este lupta noastră pe pământul acesta. Lupta noastră este să ațintim privirea la El. Noi nu am fost chemați, spune domnul profesor, să câștigăm biruința. Nu. Deci eu am luptat împotriva păcatului din viața mea, spune el, și am fost înfrânt de fiecare dată. Până m-am oprit și m-am întrebat care e problema. Deci de atunci și până acum am înțeles. Eu făceam lucrarea pe care numai Dumnezeu poate să o facă într-o viață de om. Eu pentru asta mă luptam. Dumnezeu nu m-a chemat să fac lucrarea lui Dumnezeu în viața mea. N-am cum să fac așa ceva, nici nu pot, nici nu sunt chemat, nici nu o voi face vreodată. Cel mult este o iluzie. Și lăsam nefăcută lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu, care este posibilă în viața mea și pe care El știe că o pot face. Dumnezeu nu m-a chemat să câștig biruința, nu m-a chemat să fiu biruitorul. Nu. Dumnezeu m-a chemat pe mine să primesc biruința care a fost câștigată pentru mine pe cruce. Asta este tot. Dumnezeu nu m-a chemat să mă mântuiesc, sunt păgân în acest caz. Dumnezeu m-a chemat să primesc mântuirea care mi-a fost dată prin har și prin credință. Asta este lupta mea. La aceasta mă lupt, spune Pavel, în direcția aceasta aș vrea să îndrept pe oameni, să ne ațintim privirea acolo. La aceasta am fost chemați. Dar e adevărat că în momentul în care cineva câștigă această biruință, biruința însemnând să primești biruința care a fost câștigată pentru tine, nu e prea multă slavă pentru firea pământească noastră. Și din motivul acesta, omul încearcă să câștige el biruința. Și după ce a câștigat, iluzoriu când o va câștiga, vine cu ea înaintea lui Dumnezeu. Uite ce voinic sunt, cum am reușit, ce am reușit eu să fac. Aici este păcatul din noi. Noi nu suntem chemați la acest lucru. Noi suntem chemați să primim prin credință ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Aceasta este lupta noastră. M-am luptat lupta cea bună a credinței și am isprăvit alergarea. Dar nu cumva... O să mă întrebați acum ceea ce ar fi legitim. De unde ai luat lucrul ăsta? Pe ce te bazezi când spui așa ceva? Că eu aș vrea să fac treaba asta, dar nu mă pot baza pe faptul că tu... Deschideți, vă rog, împreună cu mine, în 1 Ioan, capitolul 5. Și aici vă rog să urmăriți foarte, foarte atent, pentru că se găsește ascunsă comoara din țară. Scrie Scriptura așa. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Care e condiția să biruiești lumea? Să fii născut din Dumnezeu? Nu să fii tare, nu să fii deștept, nu să fii bogat, nu să fii faimos. Nu, nu, acestea nu cumpără treburile astea, nu merg, nu funcționează. Nu funcționează. Când spune biruirea lumii, nu se referă să te iei cu lumea de pie pe stradă sau cu vecini, ci biruirea lumii care e noi. Și lumea din noi nu crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta este lumea din noi. Nimeni nu va putea să biruiască vreodată lumea din el dacă nu este născut din Dumnezeu. Așadar, înainte să vorbim de biruința lumii și înainte să spui cuiva că pentru a veni la Dumnezeu trebuie să te faci, să te prefaci în altceva, mă bine, m-a rugat undeva înainte de evangelizare să țin un curs de stop smoking, să nu mai fumeze lumea. M-a rugat să țin întâi stop smoking și am spus, eu nu fac treaba aceasta. Dar toți evangeliștii fac lucrul ăsta și te-ai găsit tu acum să... Nu mă duce capul. Singurul lucru care mă duce capul pe mine este să-l iau pe omul ăsta și întâi să-l duc la doctor și după aceea să se vindece bietul om. Eu nu încerc să-l vindec înainte și după aceea să-l duc la doctor să-i arăt, vai, ce vindecat este omul ăsta. Ce mai caută la doctor omul ăsta dacă este vindecat? Primul lucru, un om trebuie adus la Mântuitorul. Acolo se petrec toate lucrurile. Nimeni nu va birui vreodată lumea care se manifestă în fiecare dintre noi într-un fel sau altul, dacă nu e născut din Dumnezeu. Așadar, nu te lupta să biruiești lumea din tine. Luptă-te pentru nașterea de sus. Asta cere de la Dumnezeu. Să vezi ce se întâmplă în viață când a avut loc nașterea aceasta.
Să vezi cum privești păcatul pe care altădată îl priveai cum îl priveai, dacă a avut loc nașterea de sus. Dar vă rog să urmăriți textul, cuvântul spune mai departe: oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și acum să vedem ce câștigă biruința asupra lumii. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința. Nu este închis ochilor, strânsă din dinți, lumea înăuntru. Poți să închizi ochii, că e și mai bine, că nu iese afară, dar este acolo înăuntru. Te duci cu ea, oriunde te duci în lume, te duci cu ea. Cu ea în tine. Pleci din România, nu mai ai loc, vrei să pleci în America. Foarte bine, muți lumea din România în America. Nu e nicio schimbare. Rău ești aici, acolo vei fi și mai rău. Și dacă ai încercat să te muți de aici, în împărăția cerurilor, n-ai face decât să duci păcatul înapoi în cer de unde a fost aruncat jos. Nu se întâmplă nimic. Ceea ce biruiește lumea este credința noastră în Dumnezeu. Asta e tot. Celelalte lucruri se nasc, vin de la sine, urmează ca roadele în pom. Ele dau bucurie și confirmă că într-adevăr Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Aceasta este biruința asupra lumii. Noi am privit slava Lui și acest lucru s-a întâmplat. Este acum pe internet, voi o să găsiți când mergeți acasă, este un caz foarte tulburător. Este o domniță în statul Oregon, în Portland, are 29 de ani. Brittany o cheamă. Acesta e numele ei. Și a fost anunțată că are o tumoră malignă la creier. Are un cancer, nu o tumoră doar. Are un cancer groaznic la creier. I s-a spus în ce condiții va muri, niște lucruri care nu trebuie să povestite copilor sau cuiva care are o inimă mai sensibilă. I s-a spus, vei muri în aceste condiții. Acum arată extraordinar de bine. E frumoasă, este cu minte, este... Și ea vorbește și i s-a spus, în aproximativ 6 luni vei fi aici. Și cu ocazia aceea, statul Oregon i-a spus, ai o posibilitate. Noi îți dăm această pastilă gratis și când vrei, înghiți pastila asta și ai murit. Absolut simplu. Și ei numesc aceasta, auzi, că mori în demnitate. Când îți iei viața, se numește că mori în demnitate. Așa e în America. Dignity se numește. Vine și în țară aici, nu vă speriați. Oamenii nu se vor odihni până nu vor face lucrul acesta și aici. Fata a arătat pastila. Uite aici este. Am luat-o și în clipa aceea s-a terminat tot. Am hotărât, spune ea, ca pe 1 noiembrie. Încă suntem 10 octombrie. Ar mai fi vreo 3 săptămâni, deci. Am hotărât ca pe 1 noiembrie să iau această pastilă. Vreau să mor în dormitorul acesta unde trăiesc eu cu soțul acum, o să mor în patul acesta, am să dau drumul la muzică, am să iau pastila aceasta și eu nu vreau să ajung acolo unde mi s-a spus, vreau să mor în demnitate. O altă domniță, cam de aceeași vârstă, o cheamă Cara, îi scrie fetei acestea, nu face lucrul ăsta. Nu face lucrul ăsta. Ea spune, trăiește fiecare clipă cu Dumnezeu alături. Ia pe Iisus lângă tine și lasă viața să decurgă până când ea însăși va răsufla pentru ultima dată și s-a încheiat acolo. De dragul celor ce te iubesc, de dragul lui Dumnezeu, eu am aceeași boală, eu voi sfârși în același fel. Dar vreau să spun că Dumnezeu este o putere mai mare decât boala noastră. Mă uitam la aceste două făpturi. De ce gândește una așa și gândește cealaltă altfel? La mijloc este Iisus. Una a văzut slava lui Dumnezeu și una n-a văzut slava lui Dumnezeu. Să ne rugăm și la noi acasă, să ne rugăm pentru aceste lucruri. Aș vrea să citesc un alt articol că fata aceasta a renunțat la pastila ucigașă și la legea aceasta care a fost dată în America numită să mori în demnitate. Nu uitați, Satana folosește o titulatură, este extraordinar de apelează, adică te face să te simți deștept, important, mândru, sunt tot felul de... se ascund sub acest fel de a fi. Îi spune fetei acestea, dacă te omori, e demnitate. Dacă suferi cu Dumnezeu, nu este demnitate. E același diavol. Vizitez în București pe cineva. Și spune, zice, poate te interesează istoria mea. Mult de tot, zic, pentru mine cărțile sunt oamenii. Acestea sunt primele mele cărți.
După aceea mai luăm și de astea de hârtie, mai pe computer, dar primele mele cărți sunt oameni. Vreau să știu prin ce au trecut ei. Dânsa a fost bolnavă de o astfel de boală. Foarte grea boală. Și la un moment dat, în mijlocul unor dureri inimaginabile, nu știu, n-aș putea să descriu cum spune dânsa, mi s-a arătat ceva sau cineva în mijlocul durerii. Și mi-a spus, tu nu vezi că Dumnezeu nu are milă? Dumnezeu nu e bun. Tu nu vezi că nu-i pasă? Tu nu vezi că râde de chinul tău? E sadic. Deci eu vreau să te scap de durere. Eu vreau să opresc în clipa aceasta. Întreba ce să... Și de ce m-am dus în bucătărie? Am luat un cablu care l-aveam acolo, m-am urcat pe un scaun, l-am agățat de acolo, din centru de undeva, l-am pus după gât și ultima mișcare era să dau cu piciorul în scaun și să rămân agățat în cablul ăsta și să termin cu durerea. Și atunci a intrat sora mea în bucătărie, sora ei fiind creștină. Și zice, m-a găsit acolo. M-a ridicat, m-a scăpat, așa sunt în viață astăzi. Și boala aceea nu a evoluat așa cum au spus doctorii. Sunt printre noi oameni cărora doctorul le-a spus mai trăiești nu știu cât timp și au mai trăiești 30 de zile și a trăit 30 de ani. Destui oameni. Și cum zic românii, câteodată când e o zi frumoasă iarna sau după vreme urâtă, zic, uite, cine a murit ieri îi pare rău acum astăzi, că dacă mai se dea o zi, dădea de vreme bună. Cine a crezut pe oamenii aceștia la un moment dat, regretă când îl privești în contrast cu altul. Dar ce mi-a spus această doamnă? Deci lucru cu care am rămas și care mi-a răsturnat complet concepția mea despre Dumnezeu și despre diavol. Deci eu înainte credeam că diavol însemnează rău, întuneric, cruzime, fără de legi, chinuri, satana cu coarne, cu coadă, urâtul este diavolul, necuratul. De unde, zice, a venit? Părea o ființă atât de preocupată de mine. Părea că mă face să mă simt într-o altă lume, parcă eram într-o altă sferă. Deci, din clipa aceea, am înțeles altceva în comparație cu ceea ce credusem până aici. Și am înțeles altceva despre Dumnezeu. Prezența suferinței nu însemnează lipsa lui Dumnezeu. Ci Biblia spune, Domnul este cu tine și prin valea umbrei morților, Domnul este cu tine pe patul de suferință, Domnul este cu tine. Când Elie Wiesel, care a luat premiul Nobel și știți că este român de origine, provine din zona Sighet, am discutat că nu de mult timp cu cineva care personal l-a cunoscut și Elie Wiesel, într-o dimineață, într-un lagăr de concentrare, asistă la spânzurarea fetei pe care o iubea el. El avea vreo 9 ani, fata aceasta vreo 12 ani. Și el o iubea de moarte. Ea era soarele lui. Și într-o dimineață, cum erau selectați copii continuu și spânzurați ca să țină pe ceilalți înspăimântați, au selectat-o pe ea. Și au dus-o la spânzurătoare. N-aveai voie să plângi, n-aveai voie să te manifesti, cumva te spânzura imediat, dacă scoteai un sunet sau erai spânzurat. Și el povestește și să citiți cartea lui, Trilogia Nopții se numește. Luați cărțile acestea și citiți-le. Sunt extraordinar de profunde și de intense. Și el spune, când stăteam acolo, între copii și mă uitam la spânzurarea ei, acestei fete, vă puteți imagina ce simte un copil în momentele astea? Spune el, zice, țipam în sufletul meu și spuneam, unde ești, Doamne Dumnezeule, în clipa asta, unde ești, Doamne? Și zice, atunci, pentru prima dată, am auzit în sufletul meu glasul lui Dumnezeu care mi-a spus, zice, nu pe ea o spânzură, ci zice, eu mor împreună cu ea pe spânzură, pe minimă. Acolo s-a schimbat concepția lui despre Dumnezeu. Acolo a înțeles el ceea ce a venit Mântuitorul pe pământ să ne spună. Dumnezeu este dragoste. Aș dori din toată inima aceste cuvinte să fie păstrate vii în viața noastră și mai mult decât atât, ele să devină experiența noastră. Și în textul pe care îl voi reciti, din Ioan capitolul 1, aici Sfânta Scriptură spunând, noi am privit slava Lui, aș dori din toată inima să pot să pun numele meu. Eu am privit slava Lui ca slava singurului născut
din Tatăl. Și în același loc să putem să punem numele fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne dea această descoperire dumnezească. Ea va schimba viața noastră, ea ne va da nouă asigurarea nu mântuirii, ci a Mântuitorului, care e lucrul suprem în viața noastră. Cu adevărat, Iisus ne-a convins sufletele că Dumnezeu este dragoste. Amin.